Ești săgetătoare și tu, da? Săgetătoare, da. Păi... Că ne faci un cupidon. Păi hai să unim zodiile, să facem ceva. Să... Știi asta cu zodiile? Nu. Se zice unul la restaurant și zice, era pe toamnă, se făcuse mustul. Și zice, bă, ce aveți? Și tu mi-am o pastramă, lasă-mă, dragul, pastramă. Mă, vreau un pui, ai un pui bun, sănătos, așa. Ce da? Du-te și adu un pui, dar să fie din zodia taurului, înțeleg. Și să cum, domne, pui? Bă, tu n-auzi? Du-te la bucătărie și zice la bucătărie, întreabă, bă, avem pui din zodia taurului, avem, bă, dă-l, dracu, de aici. E duce ăsta, vine după oră cu puiul gătit, îl pune pe farfurie, poftă bună, pleacă, ce nu, vină încoace. Se uită la pui așa, ia puiul, mână, îi bagă degetul pe la spate, în fund, așa. Și zice, bă, tu-ți bagi joc de mine, bă, nesimțituri. Ți-am spus să-mi aduci pui din zodia taurului. Tu mi-ai adus din zodia berbec aici. Hai dumne, care dracu? Iar bă, că-ți dau cu pui în cap, pleacă la... Bă, v-am zis, dați-mi un pui din zodia ta lui, azi bucătarului. Bă, vezi, anule, ca să mă duc la omul ăla, să-i spun, vrei să mă bată la... Bine, mă, lasă că-i găsim unul din zodia ta. Vezi, mă, prin spate pe acolo, aduce unul, îl pune. Iar se duce, poftă bună, nu, stai, vină un coace. Ia pui ăsta leal, învârte, iar îi bagă degetul. Bă, ne simți tu, dracu. Păi mi l-ai adus din zodia fecioare, uită-te la el cum arată. Bă, tâmpitule, du-te, dracu' ăsta, ai sau n-ai? Adu-mi un pui din zodia taurului. Pleacă ăsta cu coada între picioare și cu pui în brațe. Dar unul care era un bețiv de la o masă se ridică. Dom'le, fiți drăguți. Ce, eu sunt orfan. N-ați putea să-mi spune și mie în ce zodie sunt născut? N-am habar. Că am văzut că vă pricepeți, nu de altceva. Am și eu unul de la asta. Da, da. Un domn intră într-un un magazin de jucării sexuale. Așa. Și se uită la o păpușă, o ia pe toate părțile, se uită la ea și zice, domnule, zice, ții și mie când e fabricată. Decembrie. Ai, săgetător, nu mulțumesc. A, deci avem, avem voie și cu sex, ca să știu. Păi nu, că el a zis cu jucării sexuale, deci avem voie cu sex. Da. Zice că unul intră într-un magazin, într-o pescărie. Și se duce la pescărie acolo și zice lui vânzătorul, Gogule, vreau și eu, ai sardine de alea mărunte, așa? Da, vreau și eu 2 kg. Împachetează-le. Nu, nu așa, pe fiecare în parte. Poftim? Pe fiecare în parte. Amzi aveți? Avem și amzi. 4 kg de amzi. Ia ăla. Nu așa, mă. Pe fiecare în parte. Bine. Și în cutia asta neagră cu... și mărunte negre așa. Ce sunt icre, firial, dracu, dar nu-ți de vânzare asta. Ei, nu vă mai faceți, că râdeți că v-a plăcut, hai! Foarte tare! Da, zi! O sursă nesecată, da. De bancuri, de bună dispoziție. Da, asta știi ce porci e, cum sunt porci. Acum cu pesta asta... S-au inventat ceva, asta, bancuri, porcină, da. Sunt bancuri, nu? Mamă, e complicat ca să-ți bagi joc de un porc acum. Spre exemplu, unul se zice la un prieten și vede că avea porcul un loc de piciorul drept din spate, avea o proteză, știi? Ești, bă, ce porc e ăsta cu proteză? E rănit în Afganistan? Nu, bă, tâmpitule. Păi ce dracu? Merită să tai un porc întreg pentru o farfurie de piftie. Aoleu, Doamne, Dumnezeule! Pe bună dreptate! Pe bună dreptate, da! Nu, și tai un codlet din el și îl pui și la loc, îl lipești, da. Ce, Doamne, iartă-mă!